Viețile noastre sunt pline de întâmplări. Unele ne rămân în memorie și atunci devin evenimente. Un stop cadru în care evenimentul devine viață. Bună seara și bine v-am găsit la această nouă întâlnire în această frumoasă, mică, dar selectă librărie. Avem deosebită bucurie să îl întâmpinăm în această seară pe un scriitor bine cunoscut atât în spațiul românesc cât și în cel francez. De altfel, nici nu știu cum să-i spun, scriitor român de expresie franceză, scriitor francez de expresie română, scriitor român francofon, poate ne va lămuri dumnealui. Cu siguranță majoritatea celor de față îl cunosc deja foarte bine și ca personalitate, ca personaj, aș îndrăzni chiar să spun, și cărțile domniei sale, dar pentru cei care îl cunosc mai puțin, vă rog să-mi permiteți doar în două minute să reamintesc câteva momente cheie din biografia și bibliografia domniei sale. Deci, domnul Virgil Tănase s-a născut la Galați și a studiat filologia și regia de teatru la București. După care, la un moment dat, a fost exmatriculat într-o conjunctură specială, poate ne-o va povesti dumnealui dacă o să-l întrebați, pentru că și-a permis la un congres al tinerilor scriitori să-l evoce pe Cioran. După aceea a fost reînmatriculat într-o altă conjunctură la fel de interesantă. Cert e că în 1976 a publicat în Franța un roman interzis în România, un roman intitulat Portrait d'homme à la faux dans un paysage marin, și a dat interviuri antisistem în presa străină, drept pentru care, paradoxal și spre deosebire de majoritatea cazurilor din vremea aceea, i s-a dat un pașaport și a fost rugat să plece din țară, a fost aproape expediat peste hotare, drept pentru care a ajuns la Paris, unde însă nu a cerut azil politic și unde și-a continuat studiile și a făcut un doctorat de excepție în semiologia artei cu Roland Barthes. Domnia sa este dramaturg, regizor, romancier, a regizat piese și în Franța și în România, se joacă de altfel în continuare, cel puțin Micul Prinț în Franța, dar nu numai, o mulțime de alte piese. Și de asemenea, nu în ultimul rând, între 1993 și 1997 și apoi între 2001 și 2005, a fost director la Institutul Cultural Francez din Paris. De altfel, acolo, român din Paris, acolo ne-am și cunoscut. Doar câteva titluri din bogata opera domniei sale, titluri în general lungi și sugestive și cu foarte multe trimiteri și deschideri, un pic ca la Matei Vișniec, așa. De exemplu, Apocalipsa unui adolescent de familie, Evenția Mihăiescu, tratatul dumneaei de călătorie exotică la ceasul nunții sale dintr-un secol revolut, Sept morts qui va et vient, dau nume și în franceză și în română, unele au fost traduse în română, altele nu, La vie mystérieuse et terrifiante d'un tueur anonym, Zoya. Foarte apreciate sunt și biografiile pe care le-a scris domnia sa, cele trei mari, îndeosebi, Camus, despre Camus în 2010, despre Dostoevski în 2012 și despre Saint-Exupéry în 2013. Domnul Virgil Tănase e cel care a propus titlul întâlnirii de astăzi, scriitor în două limbi, încât probabil va fi o discuție
mai mult sau mai puțin prepozițională, dacă îi putem spune așa, pentru că l-am întrebat când mi-a spus prima dată dacă e sigur că în două limbi și nu între două limbi. Deci cred că o dezbatere despre în și între ar fi binevenit, ar fi interesantă, cu atât mai mult cu cât dumneavoastră spuneați într-o discuție a noastră anterioară că cine își schimbă limba trăiește un traumatism, trăiește un blestem. E adevărat că e și acea limbă lăuntrică, acea limbă a daimonului care nu știm ce limbă vorbește, dar o să vă rugăm pe dumneavoastră să ne spuneți. Ce înseamnă scriitor în două limbi? Vă simțiți în și nu între? Mai mult în care în? Nu, e în două limbi, pentru că cunoașteți fără îndoială, sunt cazurile celebre are scriitori care au scris mai întâi în română și după aceea au devenit scriitori francezi. Deci sunt scriitori care au fost la un moment dat scriitori în română și după aceea scriitori în franceză. Eu am fost un caz particular în care am scris în tot timpul în cele două limbi. Am ales că nu există între. Când scrii într-o limbă, ești un anumit scriitor, când scrii în altă limbă, ești un alt scriitor. După părerea mea, experiența mea, ceea ce mi s-a impus așa, poate că n-am dreptate, e că de fapt noi scriem limba, nu ne scriem pe noi, limba se scrie pe noi. Și când treci în altă limbă, scrii altfel. Ca dovadă că am basculat anumite cărți dintr-o limbă într-alta și cred că au devenit altele. Citai Simona Evenție Mihăiescu, tratatul dumneavoastră, care a devenit în franceză ceva care este în spiritul limbii franceze, l'amour, roman sentimental. Bâșbuiala poetică care creează în jurul fiecărui cuvânt o aură de înțeles care este atât de minunat în limba română, o limbă făcută de păstori și de călugări, adică de niște oameni care trăiesc cu natura, cu cosmosul și alții care trăiesc cu metafizica. În franceză este o limbă făcută din nevoi administrative și care are genialitatea acestei nașteri. Nu vă puteți închipui în momentul în care traduc de română în franceză cât îmi este de greu, pentru că în franceză nu există ezitare, că bai așa, bai pe dincolo, nu? Cuvântul este precis, este ca briciul. Și deci n-aș fi putut cartea Evenție Mihăiescu, deci dacă vreți superficial sunt cam aceleași teme, dar cărțile sunt între Evenție Mihăiescu și L'amour, cărțile sunt foarte, foarte diferite. Și de fapt cum s-au întâmplat lucrurile, vreau să amintesc ceva ceea ce nu toată lumea știe, că în perioada aceea foarte dificilă, în care ne băteam, să vă spun, nu atât cu cenzura. Știți, cenzura e o instituție care a existat, dau întotdeauna exemplu ăsta, având exemplu cenzurii românești din anii 60-70 și știu ce era cenzura în Rusia în timpul lui Cehov și a lui Dostoevski. La fel de absurd, de la fel de... și ca noastră, la un moment dat, Cehov care nu avea absolut nimic de a face cu politica, nu era treaba lui, dar cenzorii găsesc întotdeauna în propriile lor obsesii politice în texte. Și
era o dispoziție că dacă Cehov nu scoate un anumit pasaj absolut nesemnificativ, să fie arestat. Adică cel mai important, Dostoevski îl considera cel mai important capitol din Demonii, Confesiunea lui Stavrogin, a fost publicată 50 de ani după apariția cărții. Și asta nu am împiedicat pe Dostoevski și Demonii să fie o carte mare. În Crimă și pedeapsă, unul din capitole, pentru care Dostoevski s-a dus de la Moscova, de la Petersburg la Moscova, a încercat să convingă, că nici editorul nu vrea să publice. Capitolul în care Raskolnikov îngenunchează în fața Soniei. L-au cerut, l-a scris de 3 ori și până la urmă revista l-a publicat cu modificări și manuscrisul s-a pierdut. Dostoevski l-a ars. Deci nu era problema cenzurii noi, era problema luptei cu un sistem. Și noi cei care am încercat să publicăm în străinătate, am fost mai mult, a fost Goma, a încercat și Breban, am încercat și eu, problema noastră era că speram că publicând în străinătate vom reuși să constrângem autoritățile să ne publice aici. Noi vrem să fim scriitori români cu această limbă miraculoasă pe care o avem. Sigur, diferențe între cărțile mult mai angajate, să spunem, lui Goma și această primă carte care am publicat la Paris, Portret de om cu o sină, peisaj mare, care a apărut, bineînțeles, în Franța, toată lumea încearcă să-și vândă cărțile, editorii. Deci a apărut cu o banderolă, roman interzis în România, și jurnaliștii mă întrebau foarte uimiți de ce a fost interzis în România. Nu era nici cea mai mică aluzie politică. Dar modul de a concepe existența nu era cel al sistemului. Deci, după cum mai povestiți, mi s-a dat un pasaport pe care nu l-am cerut. Am fost rugat să mă duc să fac studii îndelungi în Franța. Am avut o viză de 3 luni și după aceea generația mai tânără poate nu știe, dar noi ceilalți știm că era mai de conceput să ajungi în lună cu o rachetă sovietică decât să ajungi la Paris. Au chemat-o pe soția mea și au dat un pașaport să vină în vizită la mine. Eu aveam o viză de 3 luni. A fost cutremurul, era speriat, am spus, tu urci în avion, vii, și s-a întâmplat că am rămas la Paris. Bun. Problema este că am avut nici măcar nebunia, nu știu. De mic mi-am spus că am să fiu scriitor. M-am bătut în România și mi-am riscat libertatea și de fapt știam, bănuiam că sistemul era atât de bine înfipt, încât așa, ne mai bătea din când în când la fund ca să nu ne simțim, dar al minteri n-avea nevoie, nu reprezentam un pericol politic. Bun, deci am vrut să fiu scriitor. Dacă în Franța renunțam la scris, însemna că autoritățile din România au mai câștigat odată. Deci am vrut să fiu scriitor. Profesorul meu Bart îmi spunea, dragă Virgil, ia-ți un post la universitate, aveai doctorat, ia-ți un post la universitate. Nu, eu vreau să fiu scriitor. Ascultă-mă, scriitor e bine, dar e greu. Mai bine să ai un salariu fix. Nu, vreau să fiu scriitor. Bun. Am rămas să fiu scriitor. Iar editorul meu mi-a spus, e foarte simplu, domnule Tănase, de asta sunteți scriitor străin, publicați deci în Coperta Roșie la Flammarion, coliția Coperta Roșie, dacă treceți la Coperta Albă, care este a literaturii franceze, automat vindeți 4 ori mai mult. Nu vindeam mult, dar când am trecut la Coperta Albă, am vândut de 4 ori mai mult. Deci a trebuit să devin scriitor de limbă franceză, ceea ce nu doresc nimănui. Vă rog să, nu că de scriitor de limbă franceză, nu vă puteți închipui
ce traumatism este pentru un scriitor să schimbe limba. Bun. Spuneam și Nicolete, e o frază din Shakespeare care spune, lucrurile implacabile mă lasă indiferent. Vreau să fiu scriitor, eram la Paris, nu mă puteam întoarce în România, deci am început să scriu în franceză, mi-au trebuit vreo 10 ani ca să scriu destul de, hai să nu spun ușor, că nu e niciodată ușor să scrii, dar cât de cât se fluid în firesc în franceză. Dar în același timp, limba mea de scritură rămânea română. Nu mai scriam foarte des în română, dar continuam să scriu în română. Să vorbesc acasă română. Eram deja căsătorit de cât când am plecat, eram căsătoriți vreo 11-12 ani. Nu era să ne schimbăm limba în casă de la o zi la alta. Deci, simultan scriam în cele două limbi. Și pornind de la ideea că nu doresc nimănui să fie pus în această situație. Însă am încercat să găsesc un bine în rău. Cred că de-abia în momentul în care am ajuns în limba franceză, să scriu în limba franceză, să fac literatură în limba franceză, fiind în afara limbei române, de-abia atunci am realizat genialitatea limbii române. Când ești în ea, limba noastră de fiecare zi, o vorbim, avem impresia, suntem bogați și nici nu știm, că risipim așa. Dar când ești în altă limbă, care limba franceză, atenție, are genialitate, dar de acolo, din afară, am putut să înțeleg miracolul acestei limbi. Limbă covârșitoare, că este și handicapul nostru, în măsura în care vrem să fim internațional, ceea ce nu știu dacă are vreun interes. Pentru că iarăși, la marii noștri scriitori, Arghezi, Eminescu, Sadoveanu, care sunt bine traduși, dar se traduce sensul. Ori literatura nu e sensul. Literatura este limba. Și când noi arătăm traducerile uneori făcute de mari scriitori, ungarete, în Italia, scriitori francezi, care li s-au făcut o traducere brută în franceză, franceză. Literatura noastră trebuie să fie de nimic dacă ăștia sunt mari dumneavoastră scriitori. Ce Eminescu, astea ce găsiți dumneavoastră? Niște versuri banale. Într-adevăr, apar banale, pentru că geniul limbii se pierde. Și am continuat, deci, să-mi scriu cărțile în franceză, pentru că vreau să trăiesc ca scriitor. S-a întâmplat ceea ce n-am niciunul din mari politologi care prevăd viitorul și care știu dinainte ce o să se întâmple lumea, vezi cum o să evolueze Europa și care niciunul n-a prevăzut că Uniunea Sovietică o să schimbe și că lucrurile o să petreacă atât de repede. Ne gândeam că o să cadă la un moment dat peste 100-200 de ani. S-a întâmplat această schimbare total pentru generația mea. A imagina că va cădea zidul Berlinului era ca și cum am fi imaginat că planeta Marte o să mute în constelația Orion. Deci, ce a fost neconceput. Și am avut, iarăși, mulțumită lui Eugen Simion, am revenit, că sunt scriitor, cum spune prietenul nostru Nicolae Brebean, un scriitor nu e numai cel care scrie, un scriitor e cel care publică. Cu orice dificultăți, pentru că a publica înseamnă, iarăși fac o paranteză, discuția pe asta care aveam cu Brebean era față de scriitorii exilului care continuau să scrie în românește și care Brebean spunea și avea în parte dreptate că scriu în grădina zoologică. Adică între ei, într-o chestie, scriitorul era care se zbate publică, e mușcat de ceilalți, mușcă și el, deci e în pădure, e în viața adevărată.
Deci, m-am întors și am putut să public în România. Și de o bucată, eu scriu foarte, foarte greu. Cum să spune, am o frază care este foarte tulburătoare în corespondența lui Camus cu René Char, prin Camus luase deja premiul Nobel și scrie lui René Char: pe drumul pe care merge un scriitor, noaptea se face din ce în ce mai intensă și moare orb. Singura mea speranță este că e o lumină în noi care ne duce. Aceeași că e pe măsură ce scriu, mi-e din ce în ce mai greu să scriu. Și deci am reînceput să, pe măsură ce încerc să mai fac un roman, nu știu, poate și pentru că am reînceput să rescriu în românește, vorbeai de traducere. Nu sunt traducere. O singură dată, la un moment dat, imediat după 90, Mircea Ciobanu m-a rugat să-i dau, la început după 90, n-am vrut să public în România. Mi s-au cerut cărți, firește, pentru că vorbeam la Europa Liberă, pentru că, așa mai departe, eram cunoscut și am zis, nu se poate. Eu la Paris, timp de 10-15 ani, am publicat când am vrut, unde am vrut, ce am vrut. Sunt scriitori care n-au putut să publice, n-au putut să scrie ei și după aceea, bun. Deci, la un moment dat, după câțiva ani, printr-o circumstanță, privind un alt manuscris pe care Mircea Ciobanu îl păstrase, m-a convins să-i dau o carte, pe care a dat-o, l-a tradus. Din fericire, am trecut prin București când era în șfalturi și când am văzut ce ieșise, era o mișelie, am oprit-o imediat. Dar să nu vă închipuiți că nu mi s-a întâmplat același lucru în franceză. Apocalipsa unui adolescent de familie, ca să spun așa, în cronologie, prima carte este însemnarea călătoriei mele, cu aluzie la literatura română, care este un roman de tinerețe care n-a fost publicat, sper să nici nu fie roman de tinerețe. O prostie, n-am sfârșit. Al doilea este Portret de om Cosin și al treilea, că l-am scris în România, Apocalipsa unui adolescent, pe care i-l-am dat lui Preda, îl citisere și pe precedentele. Și să-l publice. Și Preda l-a citit, cum vrei să public chestia asta? Zis, domnul Preda, tai ce doriți dumneavoastră, scot ce vreți, nu adaug, dar vreau să public. Bun, să-l mai citesc o dată. I-a spus, măi, dacă tăiem tot ce trebuie tăiat, nu mai rămâne nimic. Romanul ăsta a fost tradus în franceză. A fost tradus de cel mai bun traducător de român în franceză, Alain Parvit. Și editorul, când a luat manuscris, a zis, măi, nu putem publica chestia asta, că nu are niciun interes. Pentru că Alain Parvit este foarte bun traducător, dar nu de limbaj poetic, nu de limbă. Vă dau un exemplu, erau acolo o fel de cântec așa, domnișori și domnișoare se preumblă prin grădine căutându-mă pe mine, prostie așa care este un cântec de adormit copii și romanță. Parvit traducese Mademoiselle, jeune homme, se promène dans le jardin. Nu era nimic. Și totul era așa. Și atunci am, cu acordul lui Alain, am rescris carta în franceză. Știam atât de bine. Ea e semnată cu un pseudonim pentru că vreau să meargă la premiul de literatură străină, Adela Târziu, un nume care nu există. Dar vedeți că a traduce o carte, de fapt, ea o pastișa. De această dată, avantajul era că eram și autorul, deci puteam să o pastișez fără remușcări. Și textele care au ieșit în română sunt, dacă vreți, anecdota e aceeași. Dar nu e aceeași carte, nu e același scriitor, nu e aceeași limbă. Și în timp ce avansez șontâc cu
romanul pe care poate că la vârsta mea e roman postum. Îmi refac cărțile în română și am ajuns destul de departe cu ele. În enumerarea biografiilor, le-am uitat pe Cehov, care este poate cea mai frumoasă din biografiile mele, pentru că personajul este de o frumusețe. Îndrăznesc să spun că Cehov ca om este mai frumos decât literatura lui. Și atunci, bineînțeles, că a ieșit și cartea frumoasă. Dar poate mai îmi pui întrebări, că am vorbit. Nu, oricum, sunteți fermecători și v-am ascultat la nesfârșit, dar ca să revenim puțin la această idee a limbii și a tragediei pe care într-un fel ați trăit-o trecând dintr-o parte în alta, traumatism, ați spus dumneavoastră însuți, nu e departe, rescriindu-vă, regândindu-vă de fiecare dată, dar rămânând totuși atașați și de limba română, limba asta pe care aproape, cum spuneați, ați redescoperit-o din partea cealaltă, o limbă de soare și balegar, cum îi spunea Cioran, atât de frumoasă, de care nici el nu se putea desprinde. Dar, pe de o parte, aveați această experiență prin care, cred, poate doar Panaiotis Stratis să mai fi trecut, să-și fi dorit atât de mult să fie recunoscut ca scriitor român și să fie oripilat de traducerile cărților lui și să încerce să o facă singur. Pe de altă parte, majoritatea scriitorilor români care s-au realizat, să spunem, în Franța sau aiurea, au renunțat însuși Cioran, pe care l-ați citat și dumneavoastră atâtea ori, spunea că a trebuit să-și omoare limba română în el ca să se nască în limba franceză și pe de altă parte îi scria lui Noica că nu te poți realiza în afara limbii tale. Dumneavoastră, da, cum sunteți aici? Da. Simona, cine citește pe culmile disperării și citesc aforismele lui Cioran la Paris, cine nu știe cine e Cioran, vă spune că sunt doi scriitori diferiți. N-au nimic a face această formidabilă tufiș de flori, de exuberant din limba română cu niște tăișuri, niște fraze care sunt ca de o despicătură în cer, cu totul altceva. Iar Ionescu, comparat cronicile lui, textele lui pe care le scria în română, el a trecut să facă teatru și teatru din asta de fraze scurte, pentru că nu stăpânea bine limba franceză. Și să vă povestesc și o anecdotă foarte frumoasă cu Ionescu. Ionescu, deci, Cântăreața Cheală s-a jucat în 52, cred că. Și Ionescu a și povestit cum i-a venit ideea teatrului absurd, Cântăreața Cheală, că era în metro la Paris cu soția lui și a venit multă lume la un moment dat în metro și i-au despărțit și după aceea câteva stații mai încolo s-au ieșit lumea din metro și soția lui s-a apropiat și a spus: a, domnule, parcă vă cunosc de undeva, și așa s-a născut Cântăreața Cheală și toate bune și frumoase, inventatorul teatrului absurdului, până în anul 56, când Martin Eslin a publicat Istoria Teatrului Absurdului. Și spune: da, din asta ați făcut Cântăreața chiar în 49 și ați jucat-o în 56, dar de fapt Cântăreața Beckett Godot l-a scris în 46. Deci el e inventatorul Teatrului Absurdului. Și atunci, dintr-o dată, Ionescu și-a adus aminte că el a scris în 42 când asta, lecția de engleză, și a scos de noi: stat, pardon, că eu am fost înainte. Și de fapt Cântăreața Cheală, cu foarte puține excepții, este traducerea cuvânt cu cuvânt în englezește fără profesor. Și mai e un lucru care vreau să vă spun despre Ionescu. Toată lumea știe fraza lui Ionescu: dacă eram francez, aș fi fost genial. Dacă luați caietele lui Cioran publicate la Gallimard, este făcută în facsimil o notă pe care, o scrisoare, un bilețel pe care Ionescu i-l-a trimis lui Cioran în 52 sau 53, îl invita la un spectacol și termina și că: fiind român, sunt genial. Deci
Zice... Și experiența dumneavoastră de traducător e cel puțin pe măsură de interesantă. Vorbeați la un moment dat despre fisurile, crăpăturile, chiar foloseați un cuvânt de genul acesta, pe care fiecare limbă le are în scoarța ei, ca pe un munte, așa, crăpăturile acelea care duc spre peșteri și care nu sunt niciodată aceleași sau nu pot corespunde vreodată cu crăpăturile dintr-o altă limbă. Și de aceea spuneați că, de fapt, în momentul în care încerci să traduci, mai ales o bucată literară, fie ea poezie, fie proză, trebuie practic să citești o frază sau un vers pe care să închizi cartea și să o rescrii așa cum îți spune scriitorul din tine, până la urmă, creatorul din traducători. Într-adevăr, fiecare limbă are propriile puncte, imaginea pe care, la care făcea referință Simona, pe munte, și dacă e o crăpătură, imediat apar niște floricele. Dar de la un munte la alta, crăpăturile nu sunt în același loc. Nu vă spun ce am pățit cu poezia lui Brimaru, că mi-am pus în cap să traduc poezia, n-am tradus mult pentru că este foarte greu. Dar am tradus, dar nu pot face, am făcut aia, dacă eu o portocalul și o dezbraci în pielea goală, și cred că am făcut o traducere în care spiritul particular acest al lui Emil există. Nu știu, nu-i prea fidel, dar sunt convins că e Brumaru. Și asta fac și în teatru, când am făcut mai multe adaptări. Una dintre ele a fost după Proust și specialiștii din Proust, Tadie, a venit la spectacol și a spus: Doamne, cum ați făcut, e Proust. Era în căutarea timpului pierdut și era un spectacol de un ceas și un sfert, un monolog. Întrebat Tadie, cum ați făcut să fie Proust? E foarte simplu. Am încercat să-mi imaginez ce ar fi făcut Proust dacă în loc să fie scriitor, ar fi fost om de teatru. Și am creat imagini teatrale pe care Proust nu le-a sugerat nicăieri, dar pe care îmi închipui că Proust le-a făcut. Și de-aia, știți, sunt împotriva teatrului de adaptări și de readaptări și de reactualizări. Greu e să faci un Shakespeare mai Shakespeare decât Shakespeare. Să-l pui pe Shakespeare în costume japoneze și pe un teatru japonez în comedia de l'arte, asta e ușor, asta e o șmecherie. Greu e să mergi mai departe decât însăși autorul. Și de fapt, același sistem l-am făcut și în traduceri. Încercam să văd cum ce-ar fi mânuit fraza și imaginile Brumaru dacă ar fi avut cunoașterea limbii franceze pe care am dobândit-o eu cu 10 ani de trudă, cu caiete în mână, în care nu notam cuvintele știm cu toții, frazele, cuvintele în context, pentru că ce se întâmplă? Foarte mulți traducători români ai limbii franceze. Este corect să înțelege, dar în franceză nu se spune așa. E un alt termen sau altă întărsătură. Și asta a fost foarte, foarte greu. Și am încercat am tradus mult pe mult. Nu, uitați ce am spus. Am tradus câteva texte. Mai întâi, într-un fel de datorie, făcut și o colecție de literatură română la Flammar. Am tradus Dere Popescu, am tradus Sorescu, am tradus Breban. Și am încercat să văd cam cum ar fi scris acești scriitori pe care îi simțeam. Încercam să mă pun în gândirea lor, cu excepția lui Brevan, acolo nu se poate pune nimeni în locul lui Brevan. Dar
Nu, a fost foarte dur cu Breban, pentru că iarăși vă spun că limba franceză este de o precizie perfectă. Brebancii că au luat o bibliotecă, au golit-o de cărți și au decimat-o. Pentru editorul imediat m-a subliniat, a decima înseamnă din 10 în 10. O bibliotecă nu se poate decima. Și am zis, mai, să schimbăm aici. Cum să schimbăm? Că eu am scris a decima. Spune, mai, în română e corect, nu se supără nimeni. În franceză nu merge. Imediat, asta e o zgrietură. Și au fost multe așa. Era o frază încălcită la un moment dat cu o doamnă care stătea într-un fotoliu cu o lumină și tot așa, ce scria în românește mergea. Francezul, cu mare, ce m-am bătut cu Brevan și a acceptat să schimb acolo niște chestii, dar a spus, dar măcar spune că fotoliul e de piele. Am pus că fotoliul e de piele și așa a mers. Da, e experiență inedită și aceasta a traducerii, care pentru noastră e de fapt un pretext. De fapt, muriți într-o limbă ca să vă nașteți în cealaltă sau închideți supapa scriitorului român pentru a-i da drumul celui francez și invers. Nu există neapărat, de aceea poate și refuzați acest între două limbi, pentru că într-adevăr nu sunteți între. Nu corespund și nu comunică întotdeauna cele două imaginare și lingvistice și filozofice, mentalitate, dacă doriți, ci sunteți când în unul, când în celălalt. Dar e extraordinar că reușiți încă să le mențineți pe amândouă și că nu ați ajuns să urâți limba franceză, sau cel puțin nu o spuneți, cum scria de pildă Agota Christophe, o mare scriitoare elvețiană, care spune în jurnalele ei că a ajuns să urască limba franceză după ce a învățat-o prost, zicea, tot așa cu dicționarul, pentru că ucidea în ea vocea aceea a limbii maghiare, pe care nu mai putea trăi și simți ca atare. Dumneavoastră păreți să fi reușit acest pariu de a păstra ambei versanți cu toate crăpăturile lor întregi. Nu înțeleg pe Agota Christophe, dar în sfârșit, e un guroai, că a fost. Limba franceză, din păcate, e vorbită francești. Asta e altă, știți, Dostoevski, când a ajuns la Paris, a spus că vinurile franțuzești nu reușesc să răscumpere dezagreabilul și infatuarea franțuzilor. Dar nu asta e. Însă limba are niște, sunt niște virtuți. Am făcut la un moment dat o întreagă pagină, am scris despre diferențele dintre limba română, care este păstoasă, care este colorată, și franceza, care este ca o chestie de cristal, adică fiecare sunet este de o puritate, de o limpezime. Nu prea pot să trișez cu ea. Și îmi place să scriu în franceză, a spune chiar că e mai comodă. Pentru că fiind atât de limpede, imediat, în primul rând, îți dai seama unde n-ai gândit bine. Și în al doilea rând, pentru că însuși spiritul limbii te ajută să faci gândirea corectă. Și nu pot spune că nu-mi place să scriu în francez. N-am aceeași voluptate. Când scriu în română, parcă așa, dar nu e. Și iarăși, dar nu vreau să intru în polemică cu națiunile conlocuitoare. Ce simt eu n-are nicio importanță. Lucrurile se nasc din mine și încerc să nu le stric. Povesteam adineauri, că a fost pentru mine fundamentală. Eu vin de la Galați, părinții mei aveau o bibliotecă care am răsfoit și eu, am găsit în spate
de cartea lui Cioran, pe care George Bălan mi l-am dat și nu mi l-a mai dat înapoi. Am ajuns la facultate și că mentalitatea mea de moștenită de țăran, am zis, trebuie făcute lucrurile cu rânduială. Și urmam lecturile cursului de literatură universal. Antichitate, citeam conștiincios, mă învățam și cursul, dar citeam conștiincios. Când ajunsesem cam pe la secolul XVIII, am scris primul roman, acest Însemnarea călătoriei mele, care este un roman foarte modern. Cum l-am dat Țepeneag la citit primul, a vrut să-l publice, și a spus că tot ce scrie mai modern la ora actuală în Occident. Preda a spus umbli cu cosmopolitism în astea, și Preda nu a vrut să-l publice. L-a citit și după aceea m-a chemat, cum pot să spun, m-a chemat și a spus, uite băiețaș, tu te duci acasă cu romanul ăsta, îi dai foc, eu spun că nu l-am citit și bun. Și eram la ora aceea, nu citisem Kafka, nu citisem Proust, nu citisem Faulkner, nu citisem, habar n-aveam. Eu eram la literatura secolului al XVIII. Dar pentru că am spus lucrurile care veneau din mine așa cum veneau, s-a născut o chestie, s-are dreptat. N-are rost să caut să fii modern, pentru că prin forța lucrurilor când trăiești ești modern, ești în timpul tău. Problema e să poți să fii sincer cu tine, să nu încerci să vezi unde e modernitatea și să imiți modernitatea, pentru că atunci sigur ești în urmă. Și am avut după aceea, când am fost mai târziu, cât mai eram în România, acuzat de cosmopolitism, de imitare, aveam conștiința liniștită. Știam că lucrurile s-au născut așa de mine. Partea proastă e că, simțind chestia asta, nu prea mai putem să trișez cu cenzura, pentru că dacă nu mai e așa cum este, e altceva. Eu nu aveam un mesaj de transmis, eu nu aveam o simțire. Era, ar trebui să ajungem la ideea onirismului, pentru care nu s-a găsit încă criticul care să vadă importanța acestui curent. Eram o serie de oameni care nu ne cunoșteam între noi. Bruman a venit la un moment dat, a sunat la Dimov, era și a spus și eu sunt oniric. Dar care în diferite colțuri, fiind modern, a ieșit chestia asta. Care, de fapt, ce se întâmplă? N-are nicio legătură nici cu suprarealismul, nici cu nou roman. Dumneavoastră visați, toți visați. Visați cu elemente reale, nu visați abstract. Dar înșiruirea, orânduirea, construcția acestor elemente reale este nefirească. Dar pentru că visați și visul este real, când vă treziți, spuneți, Doamne, am visat urât, sau Doamne, deci el este simptomul a ceva ce nu știm, care este tainic în noi, care este această parte a existenței, cosmului, pe care nu știm de unde a ieșit tot. Din momentul Big Bang-ului e simplu, explicăm, dar noi nu putem concepe cum din nimic a ieșit ceva. Deci e o chestie absolut misterioasă cu care noi trebuie să trăim. Și onirismul era semnalarea faptului că în noi există ceva de neînțeles care este real, un simptom a ceva de neînțeles. De aceea Goma a publicat, Buzura a publicat, Breban cărți mai... Se publicau cărți care criticau sistemul până la un anumit punct. Ce a fost drastic dat deoparte de sistem, era acest onirism, pentru că era pentru prima dată în care se punea în discuție optimismul pozitivist
care creează teoria marxismul și teoria unui materialism istoric. Noi știm unde merge lumea, știm unde e adevărul științific și nu le fac onoarea să cred că tovarășul Dumitru Ghișe sau chiar și tovarășul Dodu Bălan gândeau ceea ce vă spun eu acum dumneavoastră, dar intuiau că aici este primejdea. Nu în faptul că se spune că a fost crud când s-au făcut colectivele. Ego, a fost crud, mai uităm, mai trece timpul, dar aici era o chestie fundamentală. Kundera, în cartea lui despre roman, că opoziția dintre un romancier care este la miezul lucrurilor, la fundamentul lor și un sistem totalitar, este uriașă și nu poate fi confundată cu opoziția măruntă dintre un disident și un sistem politic. Aia este o opoziție sindicală. Romancierul care își face meseria de romancier, orice sistem politic este pus în discuție. Și e o imagine pe care o folosesc adesea. De fapt, noi care vorbim despre oameni și despre... Cred că nu există roman fără personaj și om. Putem face tot felul, deci, nu știu, de artificii literare. Dar, până la urmă, acolo e omul și personajul. Noi care lucrăm cu această profunditate a omului, e lupta noastră cu un monstru Pământului, al cosmosului, al ordinii universale, al mișcării planetelor care vrea să ne strângă de gât, până la urmă reușește, dar ne împotrivim. Și una din manifestările lui e politicul, care îmbracă cu mănușă această forță. Și după aceea, mai revoluție, mai nu mai știu ce, scoate mănușa, pune malta. Dar mănușa e aceea. Nu ne lăsăm noi amăgiți de sistemul politic. Sistemul politic este manifestarea superficială a acestei lupte pe care o dăm pentru moarte, pentru împotriva morții. Ascultându-mă, mi-am amintit de discuția cu scriitorul francez care a fost aseară la Universitate, Eric Vuillard, care a câștigat și premiul Goncourt și care pe final spunea ceva care vine în certă contradicție, cred, cu ceea ce tocmai ați spus acum. Spunea în esență că literatura contemporană, îndeosebi, se rupe de fabulă, că literatura nu mai are nevoie de fabulă, nu mai are nevoie de mit, nu mai are nevoie de mister, că se sprijină, e cu spatele pe realitate, pe faptul divers. Ori dumneavoastră ați evocat adineori și Big Bang-ul și știu că vă atrage acest mister ființial, spuneați că știm, știința ne spune ce s-a întâmplat din secunda 0,0001, dar că scriitorul e încă măcinat de dorința asta de a pătrunde, de a străpunge misterul, de a merge până la secunda 0, pur, sau chiar înaintea ei. În mintea noastră, așa cum ne-a fost lăsată, noi nu putem concepe că ceva s-a născut din nimic. E împotriva logicii noastre. E slăbiciunea logicii noastre. E o problemă pe care noi cu mintea noastră nu putem rezolva. Și atunci o parte din gânditori spune foarte bine, o lăsăm deoparte. O lăsăm deoparte, dar noi trăim cu asta. Că de unde venim, mai ales unde ne ducem. Și trebuie fiecare dintre noi să ne construim un destin pe ipoteză. Și la asta slujește literatura. Am eu o părere, așa că, de fapt, literatura, un tehnic, sunt, vă spuneam, personal, dar, de fapt, noi vedem posibilitatea, și numai literatura o face, nici cinematograful, nici teatru, să descoperiți partea de creativitate care există în asta. Eu scriu un orizont ca o portocală descojită pe care s-a zămuit pe un nor.
Și astea sunt niște cuvinte care nu înseamnă nimic. Eu am imagine, o văd, știu de ce am spus-o asta. Dar fiecare dintre dumneavoastră o descifrează altfel și vede un alt asfințit de soare. Și de fapt, creația cărții este pe jumătatea mea excitant și pe jumătatea dumneavoastră. Și noi vă ajutăm să descoperiți această parte de lumină și de creație care e în tot omul. Unii nu știu, unul nu le pasă, nu are nicio importanță. Omul ăsta e cel care din trei cuvinte care sunt ca urma unui e-mail, că așa plate și străluce de cel, dumneavoastră creați literatura, cartea o creați. Și asta este extraordinar. Pentru asta scriem. Mari scriitori n-au dat niciodată lecție și când au dat lecție a fost o catastrofă. Nu știu cu cine vorbeam, Balzac. Gândirea politică, el a scris Comedia Umană ca să demonstreze o gândire politică și o anumită concepție despre evoluția omului și a societății, care este o tâmpenie. S-a Geoffroy de Saint-Hilaire, 50 de ani după aceea era terminată și ideea monarhică, care iarăși după ce Balzac nu prin asta e mare. Geniul lui Tolstoi. La un moment dat s-a apucat să scrie o carte despre o familie pozitivă, Levin și Kitten, care sunt drăguți, care sunt drepți, care sunt luminoși, care sunt frumoși. Și ca să facă și el în roman, a venit și un element negativ, apare o fată acolo care îl încurcă pe Levin ăsta și începe să scrie, e scris în notele Tolstoi. De-abia la un moment dat începe să-și dea seama că de fapt personajul care îl interesează e Ana Karenina și lasă și pe aia acolo. Dostoevski face demonii în carnete, cred. Da, sau într-o scrisoare în care explica editorul lui de ce iarăși întârzie să-i trimată copia, că începuse să scrie demonii și la un moment dat lucrase deja o bucată de vreme, nu trimisese încă, Dostoevski, romanele se publicau în foileton, deci în principiu începeau în ianuarie și se publicau până în decembrie și el începea să scrie vara ca să aibă primele capitole, să le trimată pe la sfârșitul toamnei, ca aia să începe. Și începuse și scrisese câteva capitole din demonii și de data sună că apare un personaj la care nu s-a gândit și care este Stavrogin. Și după aceea, încetul cu încetul, și scrierea, mi-am dat seama și a trebuit să rescriu totul, pentru că, de fapt, acesta este personajul. De fapt, noi scriem, nici nu prea știm ce scriem, dar suntem atenți la ce se naște în propria noastră scriitură. Viețile noastre sunt pline de întâmplări. Unele ne rămân în memorie și atunci devin evenimente. Un stop cadru în care evenimentul devine viață.